Duminică 1 august, în intervalul orar 7-9, polițiștii mehedințeni, în colaborare cu efective din cadrul inspectoratelor de poliție județene Dolj și Gorj, au desfășurat o acțiune în sistem integrat cu efective mărite pe principalele artere din județ. Obiectivul activității a vizat atât prevenirea și combaterea nerespectării regimului legal de viteză, prevenirea și combaterea încălcării altor prevederi ale legislației privind circulația pe drumurile publice, cât și combaterea conducerii pe drumurile publice autovehiculelor de persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți, sub coordonarea Direcției Poliției Rutiere, se desfășoară acțiune cu efective mărite din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Gorj și Dolj pentru combaterea principalelor cauze de producere a accidentelor de circulație. La acțiune au participat 38 de polițiști de la rutieră, cu 19 autospeciale dotate cu echipamente video de supraveghere a traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare. Echipele de control au fost prezente atât pe sectoarele de drum cu risc rutier ridicat, cât și pe arterele rutiere cu un trafic substanțial generat de tranzitul autovehiculelor. Acțiunea care s-a desfășurat pe drumul național 6, drumul național 56A, drumul național 67 și drumul național 67D a avut drept scop creșterea gradului de siguranță a participanților la trafic, impunerea legislației rutiere, urmărându-se în special respectarea regimului legal de viteză, efectuarea manevrelor de depășire, verificându-se totodată și situația fizică a conducătorilor de vehicule. Astfel, 53 de sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitelor legale de viteză, 3 conducători auto au fost sancționați pentru nerespectarea prevederilor privind manevrele de depășire și 8 abateri au fost constatate în rândul bicicliștilor. Au fost reținute în vederea suspendării 10 permise de conducere și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare.